Bună, Dumitra. Tocmai ai terminat cursul de ATI cu analiză tranzacțională cu Loredana Lateș. Spune-ne, te rog, cum te numești? Dumitra Chiriac. Locuiesc în București și în prezent sunt pensionară. Câte 54 de ani. Oh, foarte frumos! Felicitări! Ce te-a determinat să alegi acest curs? Am ales acest curs pentru că îmi place analiza. Am această înclinație de a destica firul 4 sau un 14, nu mă contează în cât. Și mă ajută lucrul ăsta să mă înțeleg mai bine, înțelegând de ce s-au întâmplat lucrurile, știu ce am de făcut pe viitor. Am făcut cursul de coaching în Academia Română de Coaching și mi-a deschis interesul pentru celelalte cursuri care sunt în Academie. Dintre toate am ales analiza tranzacțională pentru că mi se potrivea mie, căutam anumite răspunsuri. De unde vin toate aceste lucruri care mi se întâmplă și după aceea ce pot să fac, să aduc o modificare, o îmbunătățire acolo unde erau puncte mai slabe sau erau nefuncționale părți din momentele care, aspectele, situațiile pe care le-am trăit de-a lungul timpului. Ce te-a determinat să o alegi pe Loredana Lateș și Academia? Pentru că am ales-o pe Loredana Lateș pentru că am făcut cursul de coaching și mi-a plăcut atunci, înainte de a face cursul de coaching, mi-a plăcut structura ei, mi-a plăcut modul că vine cu soluții. Înainte de a alege aceste cursuri, știam că putem lucra cu noi, însă nu știam ce să fac mai departe. Informația există, dar ce faci mai departe cu această informație? Ori prin cursurile Loredanei am învățat cum să o aplic, efectiv ca să am rezultate și să aduc schimbări, că asta ne dorim și asta mi-am dorit și eu, să aduc schimbări în viața mea, să învăț să relaționez. Tocmai asta este baza cursului, relaționare sănătoasă prin analiză tranzacțională, adică aveam nevoie să învăț această metodă de a relaționa sănătos. Cu toții știm să facem relații, însă învățăm într-un mod nu tocmai, să zic, potrivit sau poate mai avem unele modele care sunt în viața noastră de la cei din jur, pe care noi cu mintea de copil și mai târziu de adult le înțelegem într-un mod care nu ne aduce beneficii. Aveam nevoie să înțeleg cum să închei relații armonioase și sănătoase cu cei din jur. Și, în primul rând, aveam nevoie să înțeleg cum pot să închei relații sănătoase cu mine însă, pentru că am aflat că la baza tuturor celorlalte relații stă relația cu tine. Și aici era cursul cel mai potrivit pentru mine, mai ales că rezonez cu modelul Loredana Lateș, care aduce informații multe, aduce structură, aduce soluții la ceea ce ai de rezolvat. Foarte frumos. Când, unde și cu cine vei folosi ceea ce ai învățat în acest curs? În primul rând, voi folosi cu mine, pentru că cea mai importantă relație este relația cu tine însuți și astăzi am aflat în ultima zi de curs că eu pot fi un model pentru mine. Ceilalți ne inspiră, e adevărat, unde la fiecare din comportamentele lor ceva ce ne interesează, ne place, ne atrage și modelăm prin propriile noastre forțe, în așa fel încât să facem exact așa cum suntem noi construiți. Să facem aceste lucruri într-un mod firesc și ușor. O să aplic cu mine și o să am o relație bună, am deja, nu o să, chiar în prezent, o relație bună cu mine, să, ce înseamnă asta? Să mă cunosc, să mă înțeleg, să știu cum să acționez ca să obțin relațiile bune în viața mea și, de fapt, să obținem fericire, iubire, armonie, să se reflecte într-o calitate a vieții, toate astea, o calitate a vieții mult mai bună. Și bineînțeles că sunt o inspirație și pentru cei din jurul meu și relațiile cu cei cu care interacționez se îmbunătățesc pe zi ce trece. Asta se vede
Și cu siguranță noi ne schimbăm în fiecare zi, acumulăm informație, aplicăm asta și fac în urma acestui curs, aplic ceea ce am învățat, iar relațiile celorlalți se schimbă, pentru că, în primul rând, sunt eu cea care aduc armonie în jurul meu și ceea ce vreau, de fapt, să obțin. Pentru că noi suntem cei care ne creăm realitatea. Foarte frumos. A meritat investiția? Da, a meritat investiția și chiar mai mult decât investiția, pentru că celelalte bunuri pe care le creăm în viața noastră sunt bunuri care ne folosesc și ne servesc pentru un anumit timp, într-o anumită etapă a vieții, nu este necesare, însă ceea ce ne ajută să devenim mai buni, să creștem, să ne dezvoltăm, este această parte a dezvoltării personale, să te cunoști pe tine, să-ți lărgești orizonturile cunoașterii și să aduci în viața ta ceea ce îți dorești. Bucurie, fericire, iubire, sănătate, încredere. Ai un mesaj pentru cei care ne ascultă acum? Da, pentru cei care ne ascultă acum, să aibă curajul să fie ei înșiși, să aibă curajul să facă ceea ce își doresc și să aibă curajul să se cunoască, să se autocunoască și să-și exprime sentimentele, emoțiile într-un mod deschis, într-un mod clar, sincer și direct. Asta ajută cel mai mult în relaționarea cu ceilalți, pentru că la baza tuturor stă relaționarea. Atâta vreme cât ai o relaționare frumoasă, poți să ai și o slujbă frumoasă, o familie frumoasă, poți să ai prieteni, poți să ai tot ceea ce își doresc, pentru că ești mulțumit, împăcat cu tine însuți. Și de aici vin toate celelalte. Frumusețea se spune că stă în ochii privitorului. În funcție de ceea ce avem în interior, în funcție de ceea ce suntem, oferim și celorlalți. Și prin acest curs învățăm să fim armonie. Pentru Loredana Latiș, ai un mesaj? Da, îi sunt recunoscătoare Loredanei Latiș pentru tot ceea ce oferă prin aceste cursuri, pentru deschiderea pe care ne-o arată și pentru că ne încurajează să fim noi înșiși, pentru că ne arată prin propriul ei exemplu cum poți să-ți dai permisiunea de a fi ceea ce vrei să fii și cum să găsești în tine toate resursele ca să devii acea persoană ce dorești acea persoană pe care vrei să o ai lângă tine. Să fii tu însuți, să-ți dai voie să fii, să-ți dai voie să existi și să poți să creezi, plecând de aici, viața pe care ți-o dorești. Felicitări, Dumitra! E minunat! Bravo! Mulțumesc!